Este interesant, ar fi important să facem o distinție între dacă vorbim de alții că nu vor să schimbe, deși știu că e bine, sau e vorba de mine și nu vreau să schimb. Dacă eu știu că nu-i bine, nu e vorba de încăpățânare, că nu vreau să schimb pentru că sunt încăpățânat. E cazul unora, dar nu este cazul general. De obicei nu schimbăm pentru că nu reușim să schimbăm. Obiceiurile noastre nu se schimbă dintr-o dată doar pentru că am înțeles că nu este bine. Adică nici eu nu pot să schimb doar pentru că am înțeles că nu e bine. E nevoie să reprogramez niște reacții, șabloane emoționale foarte profunde, subconștiente. La fel, alții, noi avem senzația că au înțeles că nu e bine și nu vor să schimbe. Nu. La fel cum mie mi este greu să mă schimb în multe aspecte și altora le este greu să se schimbe, probabil în aspecte diferite. Așa că cred că majoritatea cazurilor nu este despre știu, dar nu vreau, ci este despre știu, dar încă n-am găsit soluția sau încă n-am reușit să schimb.